Primăria Hunedoara și staful echipei Corvinul au bifat o nouă etapă din strategia de marketing a clubului sportiv Corvinul. De data aceasta, echipa Fanion a orașului a susținut ieri un meci demonstrativ de fotbal cu selecționata Facultății de Inginerie. Organizarea partidelor demonstrative susținute de echipa de fotbal Corvinul Hunedoara are ca scop o mai bună vizibilitate a echipei, atragerea unui număr cât mai mare de spectatori, transparența privind alocarea fondurilor de susținere a echipei și, nu în ultimul rând, descoperirea de noi talente și susținerea sportului de masă. După meciul demonstrativ jucat luna trecută în curtea școlii generale numărul 1, ieri Corvinul Hunedoara a susținut în moderna sală de sport a Facultății de Inginerie un alt meci amical, de data aceasta în premieră cu selecționata studenților, majoritatea boboci în anul întâi. Mă bucur că au venit atâția tineri, au o sală de sport foarte frumoasă, este o investiție mare a Facultății de Inginerie a Universității Politehnice din Timișoara până la urmă și eu sper că unii dintre tinerii aflați pe parchetul sălii de sport astăzi vor urma cursurile facultății de la Hunedoara. Știți, pe vremea lui Mircea Lucescu, el chiar a insistat ca mulți fotbaliști care erau la Corvinul să urmeze cursurile acestei facultăți. Aici au învățat Andone, Rednic, Ioan Petcu, Nișa, Gabor. Este o pleiadă întreagă de jucători care au învățat la această facultate. Acest eveniment nu face altceva decât să întărească liantul între comunitatea locală și clubul sportiv Corvinul Hunedoara. Marketingul este foarte important și de aceea le cer colaboratorilor, puneți accent pe cunoașterea clubului de fotbal, puneți accent pe cunoașterea de această dată și a facultății din Hunedoara. Important este ca împreună comunitatea locală, clubul de fotbal, facultatea să reușim să facem cât mai multe lucruri frumoase. Ceea ce ne propunem împreună este să ținem tinerii acasă, să ținem tinerii la Hunedoara și cred eu că în urma acestei relații deosebite, acestei colaborări, reușim ca tinerii nu doar să urmeze niște studii la Hunedoara, ci să și rămână în Hunedoara. Referitor la acest meci, la tot ceea ce înseamnă mișcare sportivă până la urmă, pe de o parte noi încurajăm ca în rândul studenților să se promoveze sportul în general și fotbalul în mod special, dar în același timp și sportivii de performanță să se îndrepte spre o instituție de învățământ superior și așa cum spune până la urmă și tradiția lui Andone, Rednic și așa mai departe, fotbaliștii renumiți care au urmat studii la facultatea noastră, de ce nu și acești fotbaliști pot să o facă. Ce reprezintă acest meci de fotbal pentru clubul sportiv? Reprezintă, așa cum a fost și acum aproximativ o lună, întoarcerea spre vechile obiceiuri ale Corvinului. Astăzi am venit la facultate ca să aducem, să transmitem un mesaj studenților să vină spre mișcare, să facă sport, ceea ce este benefic pentru toată lumea. Așa cum vă spuneam, acum o lună am fost în curtea școlii, tot pentru a promova și a chema tinerii să facă cât mai multă mișcare pentru sportul de masă, fiindcă este sănătate, mișcare este sănătate. Despre Corvinul, deocamdată numai de bine. Este o echipă în formare, ne-au venit 9 jucători noi, dar suntem pe drumul cel bun, ne-au ajutat și rezultatele, avem doar victorii pe linii și sperăm să o ținem tot așa până la ultimul meci, la cel de baraj, să fie tot o victorie și să promovăm echipa în Liga 2. Chiar dacă au fost impresionați de provocarea corviniștilor, nici studenții nu s-au lăsat mai prejos. Acest meci este o premieră la sala noastră de la Hunedoara, pentru că a venit echipa Corvinu, iar studenții noștri entuziasmați au venit în număr mare să-i vadă și să joace cu ei în meci amical. Știau de la început că sunt mult mai buni pentru că se antrenează zilnic, dar cu toate acestea ei vor să joace fotbal și au fost și sunt într-un număr destul de mare și mă bucur foarte tare că sunt majoritatea anul întâi, care de-abia au venit la școală. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc cu echipa foarte iubită a orașului nostru, Corvinul Hunedoara. Mă bucur foarte mult, a fost un joc foarte bun.
m-am distrat în primul rând, am învățat multe și așa sper că o să mai fie astfel de jocuri. Chiar m-am bucurat foarte mult și este foarte bine că am făcut sport și ne-am mișcat. Multă energie, pasiune și devotament. Fotbalul este un fel de hobby pentru mine, îmi place să joc fotbal de când sunt copil, bineînțeles nu în mod profesionist, așa de plăcere, și se îmbină foarte bine, chiar ne prinde bine după atâtea ore de cursuri și de seminarii și de laboratoare, un joc frumos de echipă cum este fotbalul și împotriva unei echipe atât de bune și fantastice cum e Corvinu Hunedoara. Este un meci cu niște studenți care... cărora le place fotbalul și cred că este un benefic pentru noi, pentru ei, ca să simtă și ei ce înseamnă fotbalul. În cele din urmă a ieșit un meci spectaculos, Alba-Albaștri descurcându-se bine și pe parchetul sălii de sport din cadrul instituției de învățământ superior, iar la final fotbalul a ieșit învingător.